A văzut o oaie, a dat de picior și s-a culcat. Am văzut și altă oaie făcând la fel. Și atunci am stârnit curiozitatea mea de copil și am întrebat pe mămică. Mămică, uite, a dat o oaie de picior. Se închină, mamă, se închină. Mama mi-a răspuns adevărat, pentru că dacă ar fi fost numai una, a zis că a avut ceva la copite, la copite. Dar vedeam că face. Deci nu există niciun fel, nu se mișcă Mântuitorul, spune, și asta ne îndreptățește să spunem și noi, nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Totdeauna a fost ceea ce este. Tot ce a fost sau o să fie, în prezent le avem pe toate, cum zice și mine. N-a fost un timp să nu fie, nici nu este, nici nu va fi. Mântuitorul a spus și a spus foarte direct, chiar cu oarecare atenție deosebită pentru creația lui. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sigur că este vorba de salvarea întregii lumi, pentru că nu s-a răstignit un oarecare ins. Pentru că un oarecare ins, după învierea Mântuitorului, era foarte trist. Și sigur că a stârnit curiozitate și îndreptățirea să-l întrebe de ce ești. Pentru că și eu am făcut minuni și pe mine nu mă răstigne nimeni. Înseamnă că este în evidență că avem un vrăjmaș care să ține scai și simțiți. Și cum să nu știm că e prea amintit și el, dracu. Și de multe ori m-am întrebat ce-l mai ține Dumnezeu cu atâta nedrept, cu atâta drăcie, pentru că m-a întrebat în altă ocazie, sunt așa cu înregistrări, cineva, există vreun drac mai deosebit decât nu de toți draci sunt ai dracului? Am răspuns. Așa, nu cedează cu niciun chip. E același Dumnezeu și nu poate fi, oricât ar fi de prudicioasă mintea omenească, nu poate să se contrazică. Da. În ce mă privește, sunt pe drumul acesta dăruit de 60 de ani. Eu am intrat în 95 acum și văd că, într-adevăr, aceeași poruncă luminează cu orice chip toată creația lui Dumnezeu. În orice vreme și în prezent are aceeași valabilitate tot ce a spus Hristos. Un oarecare ins, ne avem putința de a explica amănunte hotărătoare și obligatorii ca să urmezi, am spus. Tot ce a spus Hristos e adevărat. Tot ce a spus Hristos e adevărat, repeta. Și a spus, Domnule, și-a pierdut mintea, zice. Zice, măcar să și-o pierdeți toți, cum mi-am pierdut-o eu. Că tot ce a spus Hristos e adevărat. Și vreau să vă spun, cu vârsta mea, cu obligațiile, cu răspunderile, cu conștiinciozitatea, pot să spun la fel. Nu există niciun fel de clipă în sfârșit să o petrece greșit. Eu asta m-a făcut să hotărăsc, să mă doresc. Am fost bogățel în viața mea. Aveam mașină mică acum 75 de ani. Dar am văzut că sunt deșertăciun. Lucra un îngeraș undeva, mă iertați că trebuie să prezint lucrurile, să ajungem la un răspuns. Dumnezeu, zic, ce deșertăciuni sunt ăștia? Vedeam, tream pe la Brașov, vedeam brazi într-o noapte, plecam, aveam doi șoferi. Și
și vedeam o parcelă de braz, de o frumusețe, schimba șoseaua, alt aspect cu alt contur de braz toți. Și mă încânta așa de mult, zic, uite, ce deșertăciuni sunt toate acestea. Și atunci, în sensul ăsta, începea nebunia, știți? Pentru că dacă nu ești nebun pentru Hristos, ai nota cea mai mică și aici nu merge cu note mici. Am plăsat-o și am plecat. Și vă rog să mă înțelegeți și să mă credeți. O spun cu inima deschisă, sunt fericit. E pretențios cuvântul, da? A dat peste mine, n-am ce să fac. Așa că ne cere o prezență continuă. Pentru nevoințe, cu metănaie, cu postiri. Sunt pentru o stare de prezență continuă. De fapt, asta este ceea ce de fapt mi se și cere. Permanența. Adică să avem pe Dumnezeu întreg, totdeauna, pentru că sunt foarte convins că moartea vine, nu se-i face o cafea. Și m-am întrebat mereu de ce toți Sfinții Mari Părinți îndemnau gândul la moarte. I-am cercetat cât am putut și eu, că nu sunt liber, și am văzut cât de necesar să gândești la un trecut. Pentru că, așa cum spun mulți și poeți, că dacă am fi creați numai până la moarte, ci atâta războaie în inima omului și atâta coborâre divină de sus și atâta mișcare de îngeri, pentru s-a arăt dacă numai până la ziua morții tuturor. Nu, mă citești că se trece de la moarte la viață. E o realitate. Că tot ce a spus Hristos e adevărat. Și va trece de la moarte la viață. La o mormântare a unui prieten, un arhimandrit, am spus, domnule, vreau să vă convinc că nu e mort. E sigur că e un paradox și se vorbește în felul ăsta, că toată lumea plângea și că... Da, mi-a bun și mie foarte rău. Am fost mari prieteni, era și comic. Eu l-am preoțit, de fapt, l-am propus la preoție. Era mai mic, vreo 20 de ani decât mine, da. Gavril de la mănăstirea Zanfira. Da. A spus Mântuitorul, a trecut de la moarte la viață. Un mare gospodar, un mare duhovnic, un mare slujitor, un neobosit slujitor. Și mai este un lucru așa de o necesitate imperioasă. Dom'le, să găsești pe cineva cu care să-ți vorbești liber, să spui tot. Să nu meargă cu speculație o discuție. Și atunci sigur că să pierde un timp așa de scurt. Și m-am convins că de scump este. Nimic nu-i mai scump de la Dumnezeu pentru decât timpul care am de să trăim. Am văzut la moarte că eram în închisoare și prin morți se comunicam unii prin alții, prin bătaie în perete. Și mi-au cerut cei din celula alăturată să spovedească. Acum poți să spovedești prin bătaie. Dar le-am spus, zic, uite, dacă trăim până mâine, că așa spunea problema. Aia e o religie de exterminare. E valabil tot ce dezlegarea. Care vă dau eu la ora cu tare când vă dau un semnal bătut în beret.
Dar dacă în viață veți întâlni un preot, spune de nou păcate. Dar nu vrem să facem teatru, zici. Nu merge falsități și cu jumătăți de măsură. Și vă dau dezlegarea la când vă dau semnal. Stați în partea asta a Chișelului, în partea în care am și eu, ca să ne înțelegem. E valabil dacă murim până mâine. Era și mai rău, pentru că la o sensibilitate de conștiință nu e ușor să te lepezi. Ferească Dumnezeu! Și cu moarte suntem datori. Dar una ortodoxă mori, să o ecumeniți vândut, știți? Dacă e vorba, știți? Trebuie de inima noastră. Dacă o dăruiești. Și aș putea să spun, cine rând să spună că e grea mântuire? Fraților, mi-a spus o doamnă care era în avion, a cumpărat o revistă. Și a trecut toată de mine acolo în revistă, unde spuneam, de ce vă temeți de moarte dacă v-ați pregătit de vie? Și acum mă zic la fel. Adică cum s-a răsit Hristos? Atât aranjament, atât deranj ceresc pentru noi, pentru că ființă omenească, cum spune și Grigore de Nazia, fratele Sfântului Vasile, Vasile Grigore de Nazia. Că omul este copleșitor și de neînțeles. Sunt încă taine cu privire la om necunoscute de îngeri, care nu le ține ascunse încă. Și Satana luptă din răzputeri cu o râvnă drăcească, neîntreruptă, ca noi să ne mai recunoaștem că suntem asemănarea cu Dumnezeu. Când s-a avut pe chip și asemănare, suntem singura ființă în creație, pentru că ființa umană e singura verigă posibilă de legătură de Dumnezeu și creație. Omului s-a încredințat întreaga răspundere să supravegheze întreaga creație. El este punul creației, chip și asemănare. Poate să zică dracu ce-o zice, poate să facă ce-o face. Suntem chip și asemănare. Și acum ne întreb între noi, că avem aceeași mămic și ansul, aceeași tâță. Suntem de aruncat în fundul iadului. Dragii mei, e o realitate. Moartea. Iadul e o realitate, rai e o realitate. Ce crezi că ai putea gândi atâta momente potrivite ca tu să cânti pe Dumnezeu sau să te rogi? Pentru că în ierarhia bisericii, la noi în ierarhie, nu mai este împăratul cel mai mare sau patriarhul. Dar nu s-a făcut eforturi pentru nici altă creație a lui Dumnezeu ca pentru om. Și nu mai e valabil omul, omenii lupus. Omul e lup pentru om. E valabil omul Dumnezeu pentru om. A venit Mântuitorul. Dumnezeu sunteți. De ce dispețuiești timpul și numele tău de om? Dar ce ușor poți să fii drac. Și ce ziceți? Că dacă moartea vine și te-a găsit, cât uși de cât de pregătit? Sau cât uși de cât de mai pregătit? Niște realități peste care se trece cu ușurință și oamenii văd rostul vieții numai în plăceri,
sau în înșelăciuni, sau alte. Deci timpul, că dacă ar fi cu putință să treacă pe cei de sus, ce va costa toate ajunge atâta fericire? Timpul, ce timp petrecut bine aia am făcut. De ce zici, dragi, dragi, doamne, ești cu noaptea nepăsare și am ajuns la cu înțelegerea personală și asta e o mare bucurie. Dacă reușesc să zic iartă-l, Doamne, pe la care a făcut o mare greșeală pentru ființa ta, ori spirituală, ori materială, iartă-l, Doamne. Mă scuzați, dar încă nu cunoașteți cerul răsturnat și pământul răsturnat, dacă zici vorba asta. Pentru că e o mare greșeală în lume vorbire de rău de altul. Foarte mare greșeală. Pentru că dacă nu există niciun fel de cuță, de idee, fără, că zice, mă, fără de nu puteți face, nu se mișcă, că este prost, fără voia mea. Atunci vă dați seama că ființa aia umană Dumnezeu îl ține, că niciodată, dragii mei, niciodată nici nu ducea pe lângă tine. Are un Dumnezeu cu rost. Nu-l vorbi de rău, că e păduchios, că e puturos, că e hoț. Domnule, recunoaște calitățile sau defectele, dar nu te băga mai departe. Pentru că eu l-am făcut, zice Dumnezeu, și l-am ținut lângă tine să-l mai luminezi, să vadă că tu ești bucuros, că ai altă viață. Și nu-mi dai seama, nu se mă umple de râiești pe mine și îl gonești. Un pusnic era împărtășit și spovedit de un oarecare preot. Dar preotul ăsta nu era în ordine și nu l-a mai primit pusnicul. Și vișează într-o lume însetată, grozavă, de apă un pupus, scoate apa limpede de la lume. Și a zis, aaa, ăla e păduchios, e puturos, e celălalt, dar mi-a trecea pe Hristos. Sau că e cu amara căzut cu fața la pământ. Și l-a primit pe... Deci, dragii mei, primești pe unul care miroase frumos, e o satisfacție de moment. Acum trăiți tot ceea ce de fapt vorbim aici. Important este să trăiești și unul care are și un pic de miros nesuferit. Dumnezeu nu ține lângă tine toată viața. Te-a pus la o mică încercare. Dacă am putut și eu, că nu sunt liber, și am văzut cât de necesar să gândești la un trecut. Pentru că, așa cum spun mulți și poeți, că dacă am fi creați numai până la moarte, ci atâta războaie în inima omului și atâta coborâre divină de sus și atâta mișcare de îngeri, pentru s-ar văzut dacă numai până la ziua morții tuturor. Nu, mă citești că se trece de la moarte la viață. E o realitate. Că tot ce a spus Hristos e adevărat. Și va trece de la moarte la viață. La o mormântare a unui prieten, un arhimandrit, am spus, domnule, vreau să vă convinc că nu e mort. E sigur că e un paradox și se vorbește în felul ăsta, când toată lumea plângea și că...
Da, mi-a bun și mie foarte rău. Am fost mari prieteni, era și comic. Eu l-am prevoțit, de fapt, l-am propus la prevoție. Era mai mic, vreo 20 de ani decât mine, da. Gavril de la mănăstirea Zanfira. Da. A spus Mântuitorul, a trecut de la moarte la viață. Un mare gospodar, un mare duhovnic, un mare slujitor, un neobosit slujitor. Și mai este un lucru așa de o necesitate imperioasă. Dom'le, să găsești pe cineva cu care să-ți vorbești liber, să spui tot. Să nu meargă cu speculație o discuție. Și atunci sigur că să pierde un timp așa de scurt. Și m-am convins că de scumpet nimic nu-i mai scump de la Dumnezeu pentru decât timpul care am de să trăim. Am văzut la moarte că eram în închisoare și prin mor se comunicam unii prin alții, prin bătaie în perete. Și mi-au cerut cei din celula alăturată să spovedească. Acum poți să spovedești prin bătaie. Dar le-am spus, zic, uite, dacă trăim până mâine, că așa spunea problema. Aia e o regim de exterminare. E valabil tot ce dezlegarea, care vă dau eu la ora cu tare când voi puneți prin bătaie. Dar le-am spus, zic, uite, dacă trăim până mâine, că așa spunea problema. Aia e o regim de exterminare. E valabil tot ce dezlegarea, care vă dau eu la ora cu tare când vă dau un semnal bătut în perete. Dar dacă în viață veți întâlni un preot, spune de nou păcate. Dar nu vrem să facem teatru, știți. Nu merge falsități și cu următăți de măsură. Și vă dau dezlegarea la când vă dau semnal. Stați în partea asta a chișelului, în partea în care eram și eu, ca să ne înțelegem. E valabil dacă murim până mâine. Era și mai rău pentru că la o sensibilitate de conștiință nu e ușor să te lepezi. Ferească Dumnezeu. Și cu moarte suntem datori. Dar una ortodoxă mori, să o ecumenezi vândut, știți? Dacă e vorba, știți, nevoie de inima lor, dacă îi dăruiești. Și aș putea să spun, cine rând să spună că e grea mântuire. Fraților, mi-a spus o doamnă care era în avion, a cumpărat o revistă. Și când a trecut toată de mine acolo în revistă, unde spuneam, de ce vă temeți de moarte dacă v-ați pregătit de înviere? Și acum zic la fel. Adică cum s-a răsnit Hristos? Atât aranjament, atât deranj ceresc pentru noi, pentru că ființă omenească, cum spune și Grigore de Nazia, fratele Sfântului Bază, ar Vasile Grigore de Nazia. Că omul este copleșitor de neînțeles. Sunt încă taine cu privire la om necunoscute de îngeri, care nu le ține ascunse încă. Și Satana luptă din răzputeri cu o râvnă drăcească, neîntreruptă, ca noi să ne mai recunoaștem că suntem asemănare cu Dumnezeu. Când s-a avut pe chip și asemănare, suntem singura ființă în creație, pentru că ființa umană e singura verigă posibilă de legătură de Dumnezeu și creație. Omului s-a încredințat întreaga răspundere să supraveze. Am spus, tot ce a spus Hristos e adevărat. Tot ce a spus Hristos e adevărat, repeta. Și am spus, Domnule, și-a pierdut mintea, zice.
Zice, măcar să și-o pierdeți toți, cum mi-am pierdut-o eu. Că tot ce-a spus este adevărat. Și vreau să vă spun, cu vârsta mea, cu obligațiile, cu răspunderile sau cu conștiinciozitatea, pot să spun la fel. Nu există niciun fel de clipă în sfârșit să o petrece greșit. Eu asta m-a făcut să hotărăsc, să mă doresc. Am fost bogățel în viața mea. Aveam mașină mică acum 75 de ani. Dar am văzut că sunt deșertăciun. Lucra un îngeraș undeva, mă iertați că trebuie să prezint lucrurile, să ajungem la un răspuns. Dumnezeu zic, ce deșertăciuni sunt ăștia? Vedeam, tream pe la Brașov, vedeam brazi într-o noapte, plecam, aveam doi șoferi și vedeam o parcelă de brazi, de o frumusețe, schimba șoseaua, alt aspect cu alt contur de brazi toți și mă încânta așa de mult, uite, ce deșertăciuni sunt toate acestea. Și atunci, în sensul ăsta, începea nebunia, știți? Pentru că dacă nu ești nebun pentru Hristos, ai nota cea mai mică și aici nu merge cu note mici. Am plusat-o și am plecat. Și vă rog să mă înțelegeți și să mă credeți. O spun cu inima deschisă. Sunt fericit. E pretențios cuvântul, da. A dat peste mine, n-am ce să fac. Așa că ne cere o prezență continuă. Pentru nevoință, cu metanaia, cu postiri, sunt pentru o stare de prezență continuă. De fapt, asta este ceea ce de fapt mi se și cere, permanența, adică să avem pe Dumnezeu întreg, totdeauna, pentru că sunt foarte convins că moartea vine, nu se mai trează la fire. Sanfira. Da. A spus Mântuitorul, a trecut de la moarte la viață. Un mare gospodar, un mare duhovnic, un mare slujitor, un neobosit slujitor. Și mai este un lucru așa de o necesitate imperioasă. Dom'le, să găsești pe cineva cu care să-ți vorbești liber, să spui tot. Să nu meargă cu speculație o discuție. Și atunci sigur că se pierde un timp așa de scurt. Și m-am convins că de scumpet nimic nu-i mai scump de la Dumnezeu pentru decât timpul care am de să trăim. Am văzut la moarte că eram în închisoare și prin mor se comunicam unii prin alții, prin bătaie în perete. Și mi-au cerut cei din celula alăturată să spovedească. Acum poți să spovedești prin bătaie. Dar le-am spus, zic, uite, dacă trăim până mâine, că așa spunea problema. Aia e o regim de exterminare. E valabil tot ce dezlegarea, care vă dau eu la ora cu tare când vă dau un semnal bătut în perete. Dar dacă în viață veți întâlni un preot, spune de nou păcate. Dar nu vrem să facem teatru, știți. Nu merge falsități și cu jumătăți de măsură. Și vă dau dezlegarea la când vă dau semna. Stați în partea asta a chișelului, în partea în care eram și eu, ca să ne înțelegem. E valabil dacă murim până mâine. Era și mai rău, pentru că la o sensibilitate de conștiință nu e ușor să te lepezi.
ferească Dumnezeu. Și cu moarte suntem datori. Dar un ortodox să mori, să e cu mine vândut, știți? Dacă e vorba, știți? Trebuie de inima lor. Dacă îi dăruiești. Și aș putea să spun, cine rând să spună că e grea mântuire. Fraților, mi-a spus o doamnă care era în avion, a cumpărat o revistă. Și a trecut toată de mine acolo în revistă, unde spuneam, de ce vă temeți de moarte dacă v-ați pregătit de vie? Și acum mă zic la fel. E o realitate. Că tot ce a spus Hristos e adevărat. Și va trece de la moarte la viață. La o mormântare a unui prieten, un arhimandrit, am spus, Dom'le, vreau să vă conving că nu e mort. E sigur că e un paradox și se vorbește în felul ăsta. Că toată lumea plângea și că... Dar mi-a bun și mie foarte rău. Am fost mari prieteni, era și comic. Eu l-am prevoțit, de fapt, l-am propus la prevoție. Era mai mic, vreo 20 de ani decât mine, da. Gavril de la mănăstirea Zanfira. Da. A spus Mântuitorul, a trecut de la moarte la viață. Un mare gospodar, un mare duhovnic, un mare slujitor, un neobosit slujitor. Și mai este un lucru așa de o necesitate imperioasă. Dom'le, să găsești pe cineva cu care să-ți vorbești liber, să spui tot. Să nu meargă cu speculație o discuție. Și atunci sigur că se pierde un timp așa de scurt. Și m-am convins că de scumpet nimic nu-i mai scump de la Dumnezeu pentru decât timpul care am de să trăim. Am văzut la moarte că eram în închisoare și prin mor se comunicam unii prin alții, prin bătaie în perete. Și mi-au cerut cei din celula alăturată să spovedească. Acum poți să spovedești prin bătaie. Dar le-am spus, zic, uite, dacă trăim până mâine, că așa spunea problema. Aia e o regim de exterminare. E valabil tot ce deslegarea. Care vă dau eu la ora cu tare când vă dau un semnal bătut în perete. Dar dacă în viață veți întâlni un preot, spune de nou păcate. Dar nu vrem să facem teatru, știți? Nu merge falsități și următăți de măsură. Și vă dau dezlegarea la când vă dau semnă. Stați în partea asta a chișelului, în partea în care eram și eu, ca să ne înțelegem. E valabil dacă murim până mâine. Era și mai rău pentru că la o sensibilitate de conștiință nu e ușor să te lepezi.